Hanul domnesc din Suceava este un fost han medieval construit la mijlocul secolului al XVII-lea. Astăzi, muzeul etnografic a fost inclus pe lista monumentelor istorice din județul Suceava încă din anul 2004. Majoritatea sucevenilor au trecut pragul acestui monument pe vremea când erau copii, dar când au devenit adulți, această atracție turistică parcă a fost dată uitării. Acest colț de rai din centrul Sucevei ne-a fost prezentat de muzeograful Maria Krușninski. Bine ați venit la Muzeul Etnografic Hanul Domnesc. Prima atestare documentară a acestei clădiri este de la 1627, deci Hanul Domnesc are o vechime de aproximativ 400 de ani. Este una din cele mai vechi construcții civile din centrul Sucevei. În documente Suceava File de Istorie, de la 1833-1918, Gheorghe Miron ne povestește că clădirea aceasta, împreună cu pivnița de sub han, clădire zidită din piatră, deținea vânzări de rachiu și de vin, iar din veniturile acestea erau donate Mitropoliei Sucevei. Clădirea fostului han domnesc are două nivele și pivnițe. Parterul are ziduri groase din piatră, având un gang central de unde se pătrunde în patru încăperi. Camerele au intrări cu portale în arc semicircular, pardosel de cărămidă, tavane boltite și ferestre supraînălțate de arcuri semicirculare. La etajul construit ulterior se ajunge de pe o scară exterioară aflată în curte. Aici se află patru camere pe două coridoare în formă de cruce. Accesul în pivniță se face din gangul central de la parter. Pivnița are tavane boltite. În 2003 noi am reorganizat parterul. Am vrut să dăm o atmosferă de vechi han medieval, reconstituirea acestei atmosfere de sfârșit de secol XVIII, început de secol XIX. Am amenajat un salon de vânătoare ca să arătăm istoricul acestei clădiri, că ea în perioada 1775 până în 1918 a fost locuință de vânătoare. Însă și împăratul Austriei, Franz Iosef al II-lea, fiind un împătimit al vânătorii, trecea foarte des cu membrii familiei imperiale pe la Hanul Domnesc. În acest sens am reconstituit deci un salon de vânătoare, o bucătărie unde am reamenajat cuptorul, l-am ridicat și l-am făcut după cuptoarele moldovenești, un cuptor specific tradițional, cum există în casele tradiționale din Bucovina. Lângă cuptor o cămară unde avem depozitate tot felul de obiecte de uz casnic și gospodăresc, apoi circuitul de vizitare ne duce în sala hanului, locul unde negustorii, târgoveții, oaspeții de vază serveau masa, acolo se spune că își beau aldămașul după ce încheiau tranzacțiile comerciale, deci locul de servire a mesei. Apoi circuitul ne duce în dormitor pentru cei care doreau să rămână peste noapte. Am amenajat o sală de odihnă sau un dormitor cu tot felul de obiecte de patrimoniu. Iar la etaj vorbim despre arta populară bucovineană. Este altfel amenajat etajul, vorbim de principalele zone etnografice din județul Suceava, zona etnografică Humor, zona Dornelor, zona Rădăuți și Câmpul Lung Moldovenesc, cu tot ce are particular fiecare zonă în parte. Mai mult decât atât, în momentul de față, Hanul Domnesc se confruntă cu o problemă destul de gravă, care ar putea duce la mutarea tuturor obiectelor de patrimoniu care se află în incinta clădirii. Noi deținem aproximativ 14.000 de obiecte, obiecte care fac parte din mai multe colecții. Avem piese de por popular, piese de lemn, piese de ceramică, piese de metal, sticlă, porțelan, tot ce ține de obiceiuri legate de anul nou, de sărbătorile calendaristice. Avem piese de peste 100 de ani. După 1918, această clădire a fost locuință particulară, a locuit o familie numită Kolomeiski, până în 62, practic când statul revendică această proprietate, este trecută clădirea în proprietatea statului în vederea încadrării în urbanistica orașului și transformării acestei clădiri în muzeu. Dar un succesor de al proprietarului, de a familiei Kolomeiski, a dat în instanță și ne-am judecat câțiva ani buni de zile, iar în 2002 a venit hotărârea definitivă și irevocabilă prin care clădirea i-a fost dată acestui nepot al proprietarului. Deci, practic, noi stăm în chirie, plătim chiria acestui
nepot al proprietarului. Legea spune că timp de 5 ani de zile nu ai voie să-i schimbi destinația, fiind muzeu, dar cei 5 ani se termină la sfârșitul anului 2016. Muzeograful a mai declarat că nu se știe ce hotărâre va lua în continuare Consiliul Județean, dacă poate să cumpere clădirea sau dacă există posibilitatea prelungirii contractului de închiriere. Aceasta a adăugat că între timp a apărut o lege nouă care spune că aceste clădiri de patrimoniu nu au voie să își schimbe destinația pe o durată a 10 ani. Vă așteptăm la Hanul Domnesc, în spatele Casei de Cultură, lângă RDS, pe strada Ciprian Porumbescu. Să ne vizitați, să vedeți ce expoziție frumoasă avem. Noi organizăm tot felul de manifestări culturale, sucevenii deja sunt obișnuiți. În iunie o să avem în curtea Hanului Domnesc, Vis de copil în casa bunicilor, o expoziție concurs realizată de copii, copii care își expun desenele, colajele, pe o anumită temă. Noi, organizatorii, propunem teme copiilor și ei, în funcție de tema noastră, vin și își expun lucrările. Prețul unui bilet este accesibil oricui. La adulți, 6 lei, la copii, elevi și studenți, 2 lei, iar pensionarii plătesc jumătate din prețul adultului, și anume 3 lei. Programul de vizitare este în intervalul orar 9-17. După ce ați vizitat faimoasele camere, puteți să vă așterneți gândurile în cartea de onoare prezentă pe măsuța de la etajul 1.